Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeon. Astăzi ne-am oprit într-un loc foarte cunoscut din județul Hunedoara. Este vorba despre Castelul Corvinilor din Hunedoara. N-am făcut o introducere foarte amplă pentru că nu cred că este nevoie. Stăm de vorbă cu domnul Tincu Sorin, directorul Castelului Corvinilor, așa cum am mai spus. Bună ziua! Bun venit în emisiunea noastră! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc ascultătorilor dumneavoastră! Domnule Tincu, de cât timp sunteți directorul Castelului? Directorul Castelului sunt de aproape un an. Practic, la 1 martie va fi un an de când ocup poziția de director al Castelului. Așa, înainte de a fi director? Înainte de a fi directorul Castelului, am fost directorul Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie, iar înainte de această funcție administrativă am ocupat postul de muzeograf, respectiv arheolog, în cadrul Muzeului Castelul Corvinilor. Bun. Vă întreb acest lucru pentru că vreau să vă întreb de asemenea și cum e să fii directorul Castelului Corvinilor. Este o poziție care oferă, într-adevăr, numeroase satisfacții, însă nu este o poziție neapărat ușoară sau simplă. De ce nu e nici ușoară și nici simplă? În calitate de director al castelului, pe măsură ce monumentul devine din ce în ce mai vizibil, dobândește un plus de notorietate, automat și, eu știu, vizibilitatea directorului castelului, presiunile la care invariabil ești supus, nu neapărat din partea unor, eu știu, instituții, organisme sau așa mai departe, ci pur și simplu din partea conștiinței proprii de a oferi vizitatorului castelului un moment cât mai special aici la Hunedoara. Ok. Un moment special la Hunedoara oferit vizitatorului. Sună interesant. Am observat acum când am venit, locuitorii județului Hunedoara și ei Hunedoara știu povestea, dar o spunem și la televizor că nu reprezintă un secret, că s-au montat deja turnicheții la castel. Pentru cei care nu știu ce stăia turnicheți, deși s-ar putea să fie foarte puțin lume care nu știe, turnicheții sunt un sistem de, nu găsesc exact termenul, gestionare. De gestionare, adică sunt niște țevi care se învârtesc pe românește la intrarea într-un anumit loc. Turnichet sunt și cei de la metrou și cei din care din aeroport și din de la alte monumente. Și de la alte monumente. Branul, cetatea Devei, mi-aduc aminte că la momentul la care trebuia montați turnicheții aceștia, existau voci contra, ca de obicei, cineva care nu înțelege. Cum e cu Hunedorenii? Au acces gratuit la castel? Nu. În Castelul Corvinilor nu se permite accesul gratuit pentru cetățenii din municipiul Hunedoara. Bun, scandalul era atunci că nu se poate intra în curtea castelului. Da. În mod normal. Asta deoarece nu există cadrul legal pentru a permite acest lucru. S-a încercat, primăria municipiului Hunedoara a încercat să reglementeze în mod pozitiv această problemă, dar o atare hotărâre nu ne-a fost acceptată, fiind considerată a fi discriminatorie pentru alți vizitatori. Păi cam așa mi se pare și mie, adică mi se pare un lucru absolut normal. Bun, turnicheții au fost montați de cât timp? Din data de 2 ianuarie funcționează. Deci din ianuarie, mi-a cât merg de 2 luni aproape. Sigur. Cum e cu ei? În special pentru persoanele care lucrează în casierie este mult mai ușor. Vorbim de o evidență cât se poate de clară a vizitatorului care trece pragul Castelului Corvinilor. Așteptăm într-adevăr sezonul avem așteptări mari de la acești turnicheți în ceea ce privește gestionarea fluxului mare de vizitatori. Marea problemă la Castelul Corvinilor în trecut era acea caserie amplasată la capătul podului în Castelul Corvinilor și care permitea funcționarea unui ghișeu de emitere a biletelor. Acest lucru a dus la blocaje ale podului. Personal am cronometrat timpul necesar pentru a ajunge la casa de bilete și a fost de 47 de minute în ziua în care eu l-am
Adică un om ca să poată intra să stea... L-am monitorizat pe un cetățean. A stat 47 de minute pentru a ajunge... E bine că a avut răbdare. Oamenii care vizitează monumentele istorice, în general, sunt oameni pasionați de subiect, sunt oameni care și în alte locații au de face cu acest gen de timp de așteptare. Da. Problema în ultima perioadă a fost cu temperaturile din ce în ce mai ridicate pe sezonul cald, staționarea pe pod în soare și implicit o senzație, cum să spun eu, de neplăcută, ca să spun așa. Adică să stai aproape o oră pentru a vizita castelul Corvinilor în soare, oricum am pune, cred că toți, da, nu este neplăcut surprins, să zic așa. Sperăm că acest sistem de turnicheți cu noua caserie care are două ghișee ce vor funcționa simultan, accesul în castel se va face pe cele patru porți simultan, asta însemnând, după estimările constructorului, un flux de 20 de vizitatori pe minut per turnichet. Asta înseamnă că vor putea intra 80 de vizitatori simultan în pe minut în castelul Corvinilor. Da, sunt atât de mulți? În iunie-august vorbim de 70.000 de vizitatori pe lună. Câți vizitatori ați avut în 2018? Aveți o cifră? Sigur, în 2018 am avut 354.044 de vizitatori. Da, deci știți la 40 la... Da, conform biletelor vândute. Exact. Bun. Și în primele două luni din 2019, știți? În primele două, o lună și jumătate. Da. Până acum avem în jur de 7.000 de vizitatori. 7.000. Cu fluctuații, datorită vremii nefavorabile. Spre exemplu, ianuarie 2019 a fost mai slabă decât ianuarie 2018. Okay. În schimb, februarie 2019 este o lună mai bună decât februarie 2018. Da. Bun. Castelul Corvinilor va intra în restaurare completă. Într-adevăr. Completă, nu? Știu bine? Da, da. Într-un interviu, într-o emisiune cu primarul Bobăuțanu, anul trecut parcă, îmi spunea că ar fi vrut ca lucrările de restaurare să înceapă undeva la sfârșitul 2018. N-au început. Într-adevăr. De ce? Din cauza procedurilor actuale de licitație, din cauza unei contestații pe această procedură care a trebuit rezolvată cu timpii și cu clarificările aferente și care au împins finalizarea acestui proces până la începutul anului 2019. Bun, și acum, cam de câți bani vorbim acolo? 5 milioane de euro sunt. Deci de vreo 5 milioane de euro ajung banii ăștia pentru restaurarea castelului? Ce pot să vă spun că nu sunt mulți. Așteptăm... Da, sunt mulți 5 milioane de euro. Vorbim totuși de cel mai mare ansamblu de arhitectură gotică din țară. Așa. Nu știu dacă sunt mulți neapărat raportat la nivelul construcției și la problemele castelului. Ce se va face de banii ăștia? Păi, în primul rând, se vor schimba acoperișurile, în special pe aripa sudică. Vor fi intervenții pe structura de rezistență a castelului, în special în zona turnului Neboisa sau a sălii cavalerilor, unde au fost înregistrate și monitorizate o serie de fisuri ale zidurilor. Vor fi intervenții pe planșee, spre exemplu, în palatul administrativ și lângă turnul nou de poartă va fi, în așa zisa casă cu cuptoarea castelului, va fi refăcut tavanul, ceea ce va însemna trei noi spații pentru vizitare în castelul Corvinilor. Și poate, eu știu, cea mai spectaculoasă lucrare de reconstrucție în castelul Corvinilor va fi refacerea etajelor de apărare ale turnului alb. Aha. Toate care nu sunt deschise în acest moment publicului. Turnul alb este deschis pe vizitare, dar în urma incendiului din 1854, întreaga structură interioară care era din lemn a ars și nu a mai fost refăcută de atunci. Prin acest proiect se intenționează refacerea tuturor acestor niveluri de apărare ale turnului și implicit conectarea lor cu etajele actuale ale castelului. Astfel încât se va realiza un circuit integrat, un circuit
logic în Castelul Corvinilor, fără a mai fi neapărat necesară această intrare într-un palat, ieșirea în curtea interioară, intrare într-o altă încăpere, iarăși ieșirea. Exceptând sala cavalerilor, care nu are altă cale de acces decât cea din curtea interioară, în rest se va face un circuit de vizitare care va cuprinde întreaga zonă din aripa nordică, sala dietei, aripa sudică, se va ajunge în acest turn alb, de unde se va putea intra în sufrageria Palatului Bethlen. Am înțeles. Bun, deci cam astea se vor face în cadrul restaurării. Vor mai fi intervenții pe freșcele din castel, sunt vizate și instalații, refacerea sistemului de încălzire, se dorește renunțarea la actualul sistem de încălzire care pe aripa nordică este cu gaze și care este în primul rând neplăcut pentru ochiul vizitatorului și nu este unul neapărat performant. Se va intenționa refacerea instalației electrice. Exact, presupune țevi, presupune... Dar spuneți-mi cum se încălzeau înainte, dita noi. Existau șeminee, existau sobe cu cahle, era un sistem care practic în anumite zone se folosește și în anumite medii se folosește și astăzi. Tremurau de frig la... totuși. Încăperile sunt destul de mari. Și... Da, dar să știți că nu era un sistem atât de primitiv cum credem noi astăzi. Spre exemplu, gurile de evacuare a fumului aveau anumite trasee prin pereți. Astfel încât camera era încălzită într-un mod unitar. Nu era o încălzire zonală, deci doar dacă stăteai lângă instalația respectivă aveai senzația de căldură. Traversând pereții respectivului corp de clădire, fumul încălzea exact. Da, era un sistem asemănător cu, într-o anumită măsură, evident, cu acel celebru hipocaustum roman. Da. Bun. Deci se vor mai face o mulțime de lucruri. Dar când, domnul director? Când va începe efectiv acest lucru? Pentru că există voci care spun că nici anul ăsta nu o să vă apucați. Alte voci care contestă, ca să spun așa, importanța Castelului Corvinilor, ca și de asemenea faptul că ar fi unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Transilvania, ca să spunem așa. Sunt voci care contestă lucrul ăsta și cu siguranță știți și noastră. Cu siguranță ai mulțumi pe toți este practic imposibil, mai ales că... Nu vreau să-i mulțumiți, vreau să explicați lucrul ăsta. Aceste probleme pot fi explicate foarte simplu. În momentul de față, întreaga procedură este în stadiul de generare al proiectului tehnic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din momentul semnării contractului, proiectantul are 3 luni la dispoziție pentru a realiza acest proiect tehnic. Proiect ce va trebui supus spre avizare Comisiei Naționale a Monumentelor și tuturor subcomisiilor din cadrul Ministerului și odată obținute aceste aprobări se va demara. Deci în momentul ăsta stăm în faza de proiect tehnic, da? Da. Cât mai are proiectantul? Mai are în jur de 2 luni, 2 luni și jumătate. Deci 2 luni, asta înseamnă martie-aprilie. Exact. Hai să zicem începutul mai. Da. La începutul mai trimite proiectul tehnic. Va trebui înaintat Ministerului spre... Așa, Ministerul cât timp trebuie să răspundă? După estimările mele, cred că un timp realist ar fi de 2 luni. Mai, iunie, iulie. Exact. August, încep lucrările? Probabil, în cel mai optimist scenariu, în această perioadă se așteptăm organizarea că de că dacă nu e august, mă gândesc că nu începe trebuie nimeni. Trebuie să luați în calcul și organizarea. De ce? Trebuie luat în calcul organizarea de șantier, pentru că presupune o serie de... Da. Iar în toamnă, chiar și pe sezonul rece, se poate lucra, pentru că, așa cum v-am spus, sunt și lucrări în interior. Deci nu... Trebuie neapărat să se înceapă cu acoperișul întregii aripi sudice. De altfel, de la bun început, inclusiv domnul primar a agreat, să zic așa, ca metodă de lucru, abordarea castelului pe construcții. Ce vreau să zic prin aceste construcții? Pe sectoare. Adică, dau și eu un exemplu, constructorul va trebui să ne informeze foarte clar
când demarează lucrările de restaurare ale Palatului Bethlen din Castelul Corvinilor, se va ocupa de Palatul Bethlen. Spuneți-ne, după care, telespectatorul, și ce este Palatul Bethlen? Palatul... Adică mulți vin, îl văd, dar nu știu care e Palatul Bethlen. Palatul realizat de Gabriel Bethlen este situat pe... Adică se intră în curtea interioară, stânga, dreapta, față? În curtea interioară este, la intrare este palatul din față, acela care are galeria cu multe coloane, galeria neogotică în față, și lângă care se află fântâna castelului. Da. Deci este palatul care se află lângă fântâna castelului, la fel ca și capela. Era un exemplu. Sau palatul administrativ, care este în partea sudică a castelului, adică constructorul va aborda corpuri de clădiri, în acele zone accesul va fi restricționat, se vor face lucrările, după care se va muta pe o altă zonă, astfel încât pe toată perioada castelul Corvinul să poată fi vizitat. Deci în momentul în care în momentul în care vor începe lucrările, castelul nu se va închide, el va fi deschis. Asta a fost condiția din start, ca și castelul să se viziteze în continuare. Asta va însemna o organizare minuțioasă din partea constructorului și a noastră, până la urmă, încât să nu avem incidente de niciun fel de natură. Bun. Cât se pare duce la bugetul local castelul Corvinilor? Ca și încasări, vorbim de sume importante, procentual, în ceea ce privește contribuția castelului la bugetul municipiului Hunedoara, acest lucru nu este necunoscut. Administrația primăriei municipiului Hunedoara cu siguranță va putea oferi acest lucru. Costă un bilet. În momentul de față, biletul de acces în castel este de 30 de lei. 30 de lei. Pentru adulți, în condițiile în care se vizitează în mod individual. Dacă vizita castelului se face în grup, de peste 20 de persoane, prețul devine pentru adult 25 de lei. E un preț mare? E un preț mic? Eu zic că e un preț mediu. Spre exemplu, alte monumente din Transilvania, cum ar fi Castelul Bran, are prețurile mai ridicate decât noi. Există, într-adevăr, și alte monumente cu prețuri mai scăzute. Consider că un preț Castelul mediu. Bran... Nu vreau să spun că este mult, că este deasupra Castelului Corvinilor, pentru că sunt două lucruri absolut diferite. Da, ați auzit în vorbă acest castel Bran. Este mai vizitat Branul decât Hunedoara? Din raportările Castelului Bran, se pare că într-adevăr este, registrează un număr mai ridicat de vizitatori decât Hunedoara. Acum, momentan. Momentan. Dar Hunedoara a crescut foarte mult timp, foarte mult în într-un timp relativ scurt. Da, într-adevăr, raportat la acum 6 ani putem vorbi de o dublare a numărului de vizitatori. Așa este. Și toate astea în principal datorită investițiilor care s-au făcut la castel și de ce nu serviciilor pe care le oferiți. Sigur, vorbim de preocuparea administrației castelului pentru îmbunătățirea actului de vizitare, dar nu trebuie să ignorăm și eforturile autorităților locale sau și județene în promovarea monumentelor în numele castelului. În cazul primăriei Hunedoara, de aproximativ 6-7 ani, ceva de genul acesta, înregistrăm un interes crescând din partea autorității locale pentru promovarea acestui monument. Pe măsură ce înaintăm în timp, interesul primăriei devine din ce în ce mai ridicat pentru monument și implicit pentru calitatea, așa cum ziceam, actului de vizitare. Asta, din punctul meu de vedere, ilustrând o preocupare asiduă pentru reconversia, dacă doriți, economică a municipiului. Cred că ăsta e cuvântul corect, pentru că se vehiculează de mult această reorientare spre turism a Hunedoarei și abandonarea nostalgiilor vis-a-vis de prelucrarea fierului. Nu prea mai este unde, cu ce și cu cine. Dar, mă rog, asta este o altă poveste. Domnule Tincu, în afară de restaurarea castelului, ce alte proiecte mai sunt?
Mai există pentru 2019? Sigur, avem o serie întreagă de evenimente care se vor desfășura în castel, începând de la acest Dragobete care tocmai s-a consumat și care a fost un eveniment, am înțeles, agreat și căutat. Au fost cupluri, chiar din alte localități, care au dorit să vină să se căsătorească pentru o zi la Castelul Corvinilor. După acest moment o să intrăm încet încet în sezon cu toate evenimentele care s-au desfășurat și în anul precedent, începând, eu știu, cu Ora Pământului, cu Festivalul Luminilor făcut de cercetari și cu Medoarei, Noaptea Muzeelor, Târgul European al Castelelor, iar 1 iunie la Castel? Da, este 1 iunie la Castel și anul trecut a fost un eveniment. În cadrul acestui eveniment, cred că beneficiul cel mai mare pentru vizitatori a fost accesul gratuit oferit copiilor. Am înțeles. Iar în cadrul evenimentelor? În cadrul evenimentelor, accesul se va face gratuit în cazul nopții muzeelor, se va face în cazul festivalului Stradivarius Night by the Castle, care este un festival, un concert organizat de o persoană privată, ca să spun așa. Condițiile vor fi stabilite de acesta. Noi găzduim, practic, în situații de genul. Opera Night mai există? Hunedoara Lirică a fost anul trecut, care iarăși s-a făcut accesul contra unei sume de bani organizat prin teatrul din Deva. Se dorește continuarea și acestui festival. Vom continua acea demonstrație de dans începută în anul 2018 cu festivalul Gothic Milonga, în cadrul căruia vizitatorii castelului vor putea asista la concursuri de dans, iar doritorii, de ce nu, vor putea chiar învăța dansuri, hai să zicem așa, acompania, dacă ăsta e un cuvânt într-adevăr potrivit pentru evenimentul în sine. Practic, ei vor putea la rândul lor să danseze, de ce nu, este o acțiune care exact asta și intenționează. Sensibilizarea vizitatorilor la acest tip de dans și, de ce nu, implicarea lor. Ce reprezintă, din punctul nostru de vedere, pentru locuitorii municipiului Hunedoara, acest castel? După E o întrebare mai grea. După dispariția combinatului, îmi place să cred că acest monument a devenit simbolul orașului. Ar fi trebuit să fie și înainte, că nu știu dacă... Mă rog. E adevărat, înainte de 1989, Hunedoara era cunoscută în principal pentru combinatul siderurgic, care, așa cum se vede chiar și astăzi, ocupa un teritoriu vast, inclusiv zona de protecție a Castelului Corvinilor. În condițiile în care... Mă rog, atunci nu conta. Exact, de asta spun. Dacă acest monument ar fi fost într-adevăr simbolul Hunedoarei și în respectiva perioadă, ar fi trebuit protejat ca să... Nu conta. Era lăsat în paragină, din câte mi-aduc eu minte, și pe vremea, pe vremea comunismului era destul de... Da, era destul de trist. Cam cine vroia intra, mergea pe unde vroia. Sunt destul de multe povești în zonă cu persoane la, eu știu, vârste de 50 de ani care au amintiri, copii fiind, se strecurau în castel, alergau peste tot. Între timp... Nu, mă aduc aminte ceva pe la 15-16 ani când am studiat la un moment dat în Hunedoara și eram la castel pentru că îmi plăcea, dar nu era nicio problemă. Bine, nu arăta așa cum arată acum, erau alte vremuri, dar mă rog, asta este o altă poveste. Așadar, credeți că pentru locuitorii Hunedoarei castelul reprezintă în acest moment simbolul lor, da? Sunt interesați hunedorenii de castel? Adică unde vreau să merg cu întrebarea? Sunt oameni care locuiesc, nu știu, la poalele Bucegiului și nu au fost niciodată în Bucegi. Oameni care locuiesc la poalele Retezatului și nu s-au dus niciodată în Retezat. Sau oriunde altundeva.
Hunedoreni, hunedoreni. Trezirea interesului cetățeanului sau localnicului, dacă doriți, pentru monument, pentru muzeu, pentru istorie, a fost și este, de fapt, obiectivul acestui proiect, Noaptea Muzeelor. În cadrul castelului pot să vă spun, deoarece personal am organizat prima ediție a Nopții Muzeelor și în care pe o ploaie torențială am avut aproximativ 300 de vizitatori în acea noapte. Cred că era prin 2013-2014. Am crescut de la an la an, astfel încât în 2014-2015 am ajuns la 3.000 de vizitatori. Cât ați avut? Anul trecut am avut 12.000. Anul trecut, da. Era și centenarul. Dar și ați avut și proiecția aceea pe... De câțiva ani se organizează această proiecție pe fațada castelului și care se pare că este un bun mijloc de atracție. Acesta este un principal mijloc de atracție. La momentul ăla e foarte multă lume care stă strict pentru... E adevărat, dar trebuie să ne diversificăm oferta, pentru că cu câțiva ani înainte au venit totuși 3.500 de vizitatori din Hunedoara la Castelul Corvinilor de Noaptea Muzeelor pentru a vedea un spectacol istoric organizat în parteneriat cu Cavalerii de Hunedoara și în care am vrut să atragem atenția asupra unei descoperiri arheologice de pe strada Toamnei din Hunedoara, unde am găsit o femeie îngropată în secolul al XI-lea, al XII-lea, cu niște așa numite inele de buclă. Sunt niște podoabe de argint care erau atârnate în păr. Și am denumit-o domniță și implicit mormântul domniței. A fost o ediție, să zic așa, interesantă a Nopții Muzeelor. Mă bucur că s-a înțeles de către autoritatea locală scopul acestui proiect și acestor manifestări, astfel încât prin implicare și prin diversificarea ofertei am putut ajunge la 12.000 de vizitatori. Cât de mult vă sprijină autoritatea publică locală? Este un sprijin activ, un sprijin permanent, aș putea spune, acordat castelului și rezultatele, eu zic că se și văd. Practic, creșterea numărului de vizitatori și a numărului de evenimente la castelul. Programul acesta cu restaurarea a fost accesat de către dumneavoastră sau de către administrația publică locală? De către administrația publică locală. Muzeul Castelul Corvinilor nu are personalitate juridică. Uh-huh. Practic, este încorporat administrației primăriei municipiului Hunedoara. Deci primăria a accesat acest proiect și... Noi nu neavând personalitate juridică, nici nu putem... în momentul de față, accesa genul acesta de... Bun, e foarte ok acest lucru, adică e foarte ok că totuși 5 milioane de euro, ați spus că nu sunt mulți bani, dar sunt ceva bani și este un început. Este un început, un foarte important, deoarece monumentul se confruntă cu o serie de probleme grave. Acoperișul pe aripa sudică este într-o stare dezastruoasă, sunt țigle care sunt montate în 1997 și a căror calitate lasă de dorit, s-au exfoliat, sunt efectiv găuri în anumite sectoare din aripa sudică, poți vedea cerul, ca să zic așa. Ce romantic! Da și nu. De asta am afirmat de mult timp faptul că totuși, din 1997, țigle montate în 1997. Se prezintă mai prost decât cea de secolul 19. Dar nu e ok. Adică totuși nu sunt nici 50 de ani din 1997 până acum. Vorbim de calitatea materialelor care poate evolua sau involua. Da, dar cine le-a montat atunci? Adică acum o să mergem pe firul... De ață înapoi și așa. A fost o companie locală din Deva, dacă rețin. Uh-huh. Sunt totuși... Și nu trebuia să existe o garanție a lucrării. În mod normal, da. Putem vorbi și de o garanție oferită. Adică, nu știu, întrebarea este dacă... Eu m-aș uita puțin și în urmă la... Oricum nu se oferă garanții pe, din câte știu eu, pe durate atât de lungi, eu știu, 50 de ani.
Da. În momentul de față, având luând în considerare, eu știu, lucrările realizate în perioada austriacă, ce aveau garanții de 100 da, de ani. Da, adică, nu știu, parcă atunci când te duci, știu și o reclamă pe la tablă cu calitatea, nu știu de care, 50 de ani, ale. Uitați, o chestie interesantă. Sunt implicat într-un proiect cu ICECHIM București, pe mai multe axe, ca să zic așa, asta ca o mică paranteză. Da. Una din axe presupune studiul rezistenței materialelor. Și, spre exemplu, o cărămidă de secol 15 s-a dovedit a fi mai rezistentă decât materialele actuale. Păi de ce? Care ar fi explicația? Explicația noastră, că face studiul ăsta. Asta aștept explicații de la... Și noi semnalăm gradul de rezistență împreună cu ICECHIM. Până la urmă, în secolul 15, ce făceau oamenii aia? Luau argila, da? Nu știu, vă întreb pe noastră, că vă pricepeți mult mai bine decât mine. Luau argila și o ardeau. Da, argilă, evident, cu un anumit degresant, vorbim de nisip, pleavă sau alte materiale de acest tip care să degreseze acest lut și se ardea. Și atunci... În ziua de astăzi este mai puțin rezistentă decât asta. Mi se sunt, curios, sunt curios pentru că următoarea fază presupune analiza unor materiale din perioada romană. Oricare rămizele romane au o calitate incontestabilă. Ele au rezistat până în ziua de astăzi. Da. Adică, sunt curios cum se raportează o cărămidă romană. Ați fost în Roma și ați văzut... Nu trebuie mers la Roma. Sunt o grămadă de vestigii de această epocă în jurul Hunedoarei. Bun, în Roma sunt foarte vizibile. Adică acolo chiar se vede foarte... Sunt e adevărat, sunt mai bine păstrate da, decât la... Au rămas în picioare atâtea sute de ani. Bun, să revenim la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Stăm de vorbă, stimați respectatori, cu domnul Tincu Sorin, care este directorul acestui castel. Și vreau să-l întreb... pe domnul Tincu să-l spună în minutele următoare. Domnul director... Vă rog să-mi spuneți ce alte proiecte, expoziții, ce alte activități vă desfășura în Castelul Corvinilor? Pe lângă aceste evenimente de care aminteam mai devreme, organizate în Hunedoara și în Castelul Corvinilor, mai vorbim de o serie de expoziții de artă, spre exemplu, care vor fi organizate, așa cum se obișnuiește de câțiva ani, în sufrageria Palatului Bethlen. Prima expoziție care va fi montată pe 2019 în respectivul spațiu este o expoziție a unui artist chinez venit în țară împreună cu Fundația InterArt din Aiud, cu care avem o colaborare strânsă de câțiva ani. Am avut deja, nu este primul artist cu această origine prezent în castel, în 2018 am avut pe domnul Xi Lai, care a expus aici la Hunedoara, am avut pictor din America, dar și artiști locali. Spre exemplu, domnul Bostan, care de câțiva ani iarăși expune lucrările în fiecare vară în Castelul Corvinilor. Iar în momentul de față este avem interesat o expoziție cineva de aceste expoziții? Vin oamenii? Sigur. Se pare, din păcate, că nu prea mai suntem consumatori de artă, de... Nu sunt neapărat. Contraziceți-mă. Vă contrazic, pentru că expozițiile de acest tip organizate în castel sunt vizitate. Sunt plăcut surprins să constat faptul că vizitatorii Castelului Corvinilor se opresc, discută, pun întrebări vis-a-vis de acest tip de manifestare artistică prezent în castel. În ce măsură mai sunt interesați tinerii de astfel de manifestare artistice? În ceea ce privește implicarea tinerilor în acest tip de manifestări, aș putea zice că e un capitol deficitar. Vizita la castel efectuată de către tineri se petrece în general într-un cadru organizat. Împreună cu școli, profesorul. Ne-ar face mare plăcere să-i regăsim la castel și la modul individual. Au fost o serie și vor fi o serie întreagă de acțiuni, începând de la cercetări arheologice până la tot felul de proiecte pe care intenționăm să le facem în curtea exterioară, mici concerte de muzică.
Ne-ar face plăcere, într-adevăr, prezența. V-ați gândit cum să-i atrageți? Sunt, ca să zic așa, ani de zile în care încercăm diferite strategii de atragere a tinerilor la muzeu. Trebuie să găsiți muzeu. Calea pe care, evident, probabil că încă n-ați stabilit-o foarte clar. Mizăm foarte mult pe câțiva profesori de istorie de aici, din Hunedoara, care împreună cu tinerii se implică mult în diferite activități. Spre exemplu, acum un an am avut o întreagă acțiune de implicarea tinerilor în cercetarea arheologică. Asta ce a însemnat? Trei clase de elevi din Hunedoara au venit la Castelul Corvinilor. Le-a fost făcut o scurtă introducere în trecutul îndepărtat al municipiului, pentru că este o afirmație pe care o tot repet, Hunedoara nu se rezumă doar la Castelul Corvinilor. În spatele acestuia avem o cetate medievală timpurie, sub care suprapune o cetate dacică. În grădina castelului avem unul dintre cele mai importante cimitire dacice din țară. Asta este iarăși un lucru mai puțin cunoscut. Întreg lotul de exponate recuperate din săpături arheologice sunt expuse în curtea exterioară a Castelului Corvinilor. Avem descoperiri paleolitice. Am explicat copiilor atât cât am putut pe înțelesul lor ce înseamnă aceste perioade, ce înseamnă aceste descoperiri și care sunt vestigiile care rămân în urma activității umane din acele perioade, implicându-i activ. Mai precis, au participat la o acțiune de curățare, de spălare, între alte cuvinte, a fragmentelor ceramice. Doritorii au fost inițiați, ca să zic așa, în tehnica de desenare a acestora. Le-au fost explicate motivele pentru care sunt încadrate într-o anumită epocă sau alta. Ce ne face pe noi, ca specialiști, să afirmăm, da, domnule, acest fragment ceramic este din epoca bronzului, iar acesta este din epoca noua pietrei. Apropo de lucrul ăsta cu epoca bronzului și paleoliticul și toate lucrurile astea, mi-a venit o altă întrebare în momentul ăsta. Există colaborare între dumneavoastră și alte instituții prin care, eu știu, să vă recomandați reciproc? Și acum mă gândesc în mod special la una care e nu departe de noastră, mie nu-mi place foarte tare, dar mă rog, nu trebuie să-mi placă mie, se numește Geoparcul Dinozaurilor din țara Hațegului. Toată lumea face mare tam-tam pe seama acestui geopark. Eu nu văd nimic concret, vizibil și palpabil în afară de niște dinozauri de plastic, dar sunt mulți turiști care vin să vadă chestiile astea. Ați încercat o formă de colaborare, de exemplu, cu... Sigur. Și există o formă fructuoasă de colaborare sau... Sper ca în cursul acestui an să reușim să materializăm un proiect de colaborare împreună cu Geoparcul la Castelul Corvinilor. De asta nici nu l-am menționat ca și eveniment, pentru că suntem încă în dialog, dar intenționăm prezentarea acestor tipuri de descoperiri în cadrul, să zic așa, ansamblului Castelul Corvinilor. Acum, ca și formulă exactă de expunere, vor fi expuse în interiorul castelului sau la Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie. Asta va rămâne... Nu cred că și-au locul dinozaurii în interiorul castelului, dar nu... De asta și menționa muzeul, clădirea administrativă oferă niște spații fără această personalitate a Castelului Corvinilor. De altfel, mutarea expozițiilor aferente perioadelor vechi ale Hunedoarei în această curte exterioară este un proiect vechi. Cred că din 2006-2007 am tot încercat realizarea acestui lucru, adică montarea expozițiilor și ambientarea castelului într-un anume fel. Adică vizitatorul când intră în bucătăria garnizoanei, teoretic dorește să vadă un ustensile de bucătărie și o amenajare aferentă. Eu cred că principalul punct de atracție în momentul de față în Castelul Corvinilor este camera de tortură sau închisoarea. Să știți că și sala cavalerilor este un punct de atracție. Tocmai din acest motiv intenționăm refacerea expoziției de acolo într-o manieră modernă, într-o manieră atractivă. Asta însemnând ambientarea ei cu un număr
mai mare de piese de armament, dar și cu manechine, astfel încât să creștem o anumită... să creăm o anumită atmosferă și să expunem într-un mod cât se poate de sugestiv. Dacă s-ar putea, dar și o părere acum, ceva, o hologramă, o fi interesant. Intenționăm și genul acesta pe lângă ar fi manechine, da. Vorbim și de proiecții sau acest tip de, pentru o de hologramă. Pentru o hologramă sunt necesare anumite condiții de, în primul rând, de iluminat. Și presupune o întunecare a întregului spațiu. Asta, ceea ce nu este foarte realizabil. Nu știu dacă, nu neapărat realizabil, dar vom atrage atenția spre un anume personaj, obiect, eu știu, care va fi ilustrat în această hologramă și vom pierde din vedere arhitectura impresionantă a sălii. Deci trebuie găsit în cazul castelului o cale de mijloc în care să valorificăm și arhitectura spectaculoasă a castelului, dar și exponatele sau atmosfera pe care dorim să o recreăm. Nu pot să nu vă întreb dacă se mai fac nunți în castel. Nu, nu. În sfârșit. Au fost interzise prin hotărâre de Consiliul Local 2013, dacă nu mă înșel. Da, adică mi-aduc aminte de un moment în care mie mi s-a părut absolut jenant, nu mai știu exact când era, cred că prin 2012 era. Eram în vizită la Castelul Curvinilor, era plin de lume și am intrat undeva, nu știu exact cum se numește, dar era pe celălalt pot de acces, deci la intrarea aceea, unde am dat peste tot felul de ospătari cu mese pregătite cu niște aperitive, ca în vreo 20 de minute să apară și o tanti cu alie mire, care își sărbătoreau nunta în castel. Mi s-a părut așa o chestie de prost gust. Este un lucru pe care... cocalarism dus la extrem, îmi pare rău că... Este un lucru pe care, în calitate de muzeograf la acea vreme, am încercat împreună cu colegii mei, bineînțeles, să-l eradicăm. Acest tip de evenimente, cum să spun eu, pe lângă faptul că nu au un spațiu amenajat într-un mod corespunzător, sunt și foarte greu de controlat. Sunt evenimente care se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, vorbim de ore în cazul acesta, și care uneori depășește programul de funcționare al monumentului, al instituției, iar ceea ce se întâmpla, noi constatăm a doua zi de dimineață, cu siguranță sunt de aceeași părere. De asta, de asta am spus că mi se păreau duse până la un cocalarism. Până la urmă, eradicarea acestui tip de activități a trebuit să se bazeze pe ceva și baza au constituit-o exact sesizările făcute de către specialiștii din cadrul Muzeului Castelul Corvinilor, cu argumente, pentru că de fiecare dată în urma acestor acțiuni eram puși în situația de a constata niște pagube, ca să zicem așa, niște degradări. Încercam anticiparea lor opunându-ne acestui tip de manifestare, dar e foarte greu ca simplu angajat să treci peste niște lucruri. Vorbim de o perioadă care a fost și... Mă bucur că s-a înțeles acest lucru. Eu mă bucur că nu mai există. Am, de la bun început, am discutat de oficierea acestor căsătorii. Asta e altceva. E altceva. S-a discutat la un moment dat chiar de această slujbă religioasă în capela castelului, care și pentru vizitatorul străin ar putea fi un element de atracție, ritul ortodox. Da, dar nu știu dacă e posibil conform canonelor bisericii, adică cred că ar trebui. Propunerea este făcută, capela este declarată a fi capelă ecumenică, adică dacă e sfințită, nu mă sunt poftit, sunt bineveniți, ca să zic așa, e binevenită toată lumea. Dar am avut o situație de acest tip până acum doar. În rest, se fac aceste căsătorii civile. A fost o perioadă în care s-au făcut în curtea husarilor. Lucrăm în continuare la reamenajarea acestei curse a husarilor. S-a curățat întreaga latură sudică, cea învecinată cu strada Voinii, fiind transformată de-a lungul anilor într-un soi de depozit de materiale. În momentul de față este totul curat și intenționăm amenajarea unui lapidar exterior.
Pe lângă acesta, dorim să amenajăm și un colț, ca să zic așa, un sector pentru acest tip de manifestări, pentru aceste căsătorii, care vor avea pe fundal castelul, evident, fiind condiționate de o vreme favorabilă. Am înțeles. Tocmai din acest motiv am redeschis o portiță administrativă spre strada Voinii, pe care intenționăm să o ambientăm astfel încât să intre într-o armonie cu structura metalică existentă acolo și cu încât accesul mirilor să se facă prin lateral, toată activitatea se desfășoară aici, deranjând cât mai puțin vizita turistului care vine de departe. Filme vor mai fi turnate în anul acesta la castel? Aveți vreo cerere până acum? Parcă ultimul a fost celebrul de ran, nu? Da, ca și film am avut anul trecut o reclamă în decembrie, o reclamă la Berea Crușovițe. Da. Sunt multe reclame și nu sunt încasări puține și nici despre de pe acest tip de acțiuni. În momentul de față avem în curs tot așa două solicitări pentru reclame. Suntem în discuții cu solicitanții pentru că ei într-o primă fază se cere o cotație de preț, adică se interesează care sunt taxele pe care prevăzute. Exact. După care își evaluează bugetul. E o procedură mai interesantă. Vreun film, ceva interesant? Vom vedea de față, Doreni, vreo vedetă internațională? În momentul de față nu avem solicitări în această direcție. Da, nu se știe niciodată. Acestea apar de obicei cu totul și cu totul neprevăzut. Nu există o anticipare a unui film. Ne-am gândit să îl filmăm acolo și acolo. De obicei, ei, casa de producție vine și alege locațiile, intră în contact, vin în prospecție și dacă totul decurge conform contractului. Exact. Bun. În concluzie, restaurarea posibil să înceapă anul ăsta, undeva prin vară, dacă totul e bine. Cel mai devreme, da. Cel mai devreme. Lucrurile, spuneți dumneavoastră, că merg bine la castel. Vizitatorul are ce vedea. Intenționăm dezvoltarea și expozițiilor, ambientarea mai multor spații din Castelul Corvinilor, prin montarea acestui sistem de turnicheți, chiar dacă nu a plăcut întregii. Văd că s-au liniștit apele și lumea, înțeles. A fost o acțiune anticipată, în sensul că încă din primăvară s-a anunțat în presă că se intenționează. Ce le transmiteți celor care se uită la noi în acest moment și nu au fost niciodată la Castelul Corvinilor? Sau au fost? Ce pot să le transmit este faptul că îi invităm și așteptăm cu mare plăcere în Castelul Corvinilor. Dacă nu l-au văzut niciodată, consider că este tragic, pentru că vorbim de unul dintre simbolurile, aș putea zice, naționale. Vorbim de unul dintre cele mai importante monumente din partea aceasta de Europa. Ca urmare, cred că este un must-have pentru orice turist, ca să spun așa, orice persoană care trece pragul județului Hunedoara, cu atât mai mult consider că pentru localnici ar trebui să fie o obligație morală vizitarea Castelului Corvinilor, cunoașterea istoriei, în primul rând, locale, ca bază pentru formarea ca persoană a oricărui cetățean. Adică nu poți să știi cine ești dacă nu știi de unde vii. Și localnicii trebuie să se țină și e promovarea acestui obiectiv. Exact. Promovarea obiectivului trebuie să fie o datorie cetățenească, pentru că odată cu bunăstarea castelului, cu creșterea numărului de vizitatori, vorbim de o creștere economică și a zonei. Până la urmă, cât castelul devine mai prosper, cred că și Hunedoara va prospera. Este greu de crezut că se poate unul fără celălalt. Da, în momentul de față nu prea se mai poate unul fără celălalt. Domnule Sorin, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes pe mai departe și ne vom mai revedea. Sperăm cu din tot sufletul că acest interviu să aibă impactul dorit de dumneavoastră și de noi. Sperăm ca
numărul vizitatorilor și la Castelul Corvinilor să crească. În acești vizitatori mă refer în primul rând și la cetățenii Hunedoarei și a orașelor din jurul acesteia, să vină la Castelul Corvinilor, să încerce să intre în contact cu istoria locului, istoria zonei, pentru că această cunoaștere, așa cum am menționat mai devreme, consider că este fundamentul pe care se ridică întreaga structură emoțională și educațională a omului respectiv. Sorin Tincu, directorul Castelului Corvinilor din Hunedoara, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeanu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine!